A fost o atmosferă incendiară în bănie la sosirea cupei. Cei mai entuziasmați au fost jucătorii Universității Craiova, care luptă pentru câștigarea meciului împotriva echipei din Sibiu și aducerea cupei în bănie. Ei recunosc că nu va fi un meci ușor, însă cred în victorie. Toată echipa o să strice trofeu, sperăm să obținem acest lucru. Am obținut locul 3, sperăm să obținem și cupa. Acest oraș n-a mai câștigat un trofeu de foarte mulți ani. Ne dorim acest lucru, am ajuns până aici, am muncit mult, numai noi știm cât am muncit și trebuie să arătăm în teren că merităm să aducem cupa la Craiova. Pe stadionul de pe Piața Arena o să fie o nebunie de 10 ori mai mare. Sperăm să nu dezamăgim atât pe noi cât și pe acest suport minunat și să câștigăm trofeul. La 90 de minute de un trofeu după 25 de ani pentru Craiova. We know. Știm că orașul și toți suporterii așteaptă trofeul, deci trebuie să ne pregătim, să facem un meci bun și apoi vom vedea. 10 de suporteri au venit pregătiți să susțină echipa și s-au fotografiat lângă cupă. O așteptam cu drag. După atâta timp era și momentul să vină și la noi, mai ales că s-a inaugurat și stadionul, avem atâția suporteri. Un sentiment foarte frumos de bucurie și așteptăm ca duminică să ne întoarcem cu cupa acasă definitiv pentru tot anul, pentru tot sezonul. Acum sperăm să o și luăm, să ajungă în Oltenia. Când mi-a zis că este Cupa României, am vrut imediat să vin aici. Finala Universitatea Craiova Hermannstadt pentru câștigarea Cupei României va fi pe 27 mai la București.